Astăzi se împlinesc 79 de ani de când regele Mihai citea proclamația prin care România ieșea din alianța cu puterile axei și imediata încetare a războiului cu Națiunile Unite. Armata sovietică fiind deja în Moldova de Nord încă din luna martie, regele Mihai își dă acordul pentru înlăturarea prin forța a mareșarului Antonescu dacă acesta va refuza semnarea armistițiului cu Națiunile Unite. În urma refuzului net al lui Antonescu, regele Mihai l-a destituit și l-a arestat, iar România a trecut de partea aliaților. În 1942-43 se desfășoară cea mai mare bătălie din al doilea război mondial și anume bătălia Stalingradului și după acel moment începea contraofensiva Armatei Roșii. Deci, din 1943, Armata Roșie începea să se apropie cu pași repezi de teritoriul României. Din acel moment se pune problema ieșirii României din război, ceea ce va eveniment care se va produce la 23 august 1944. Regele Mihai i-a cerut în repetate rânduri mareșalului Antonescu să scoată țara din război și să se alăture coaliției națiunilor unite, însemnând însemnând SUA, URSS și Marea Britanie. Mareșalul a refuzat în repetate rânduri să, să, facă acest, să facă acest lucru și, în cele din urmă, palatul și, în speță, regele Mihai, a gândit o acțiune prin care să-l înlăture pe mareșalul Antonescu de la putere și să întoarcă armele împotriva Germaniei. Această acțiune, pe care unii o numesc lovitură de stat la 23 august 1944, a fost gândită, de fapt, pentru 26 august 1944, așa uh, au plănuit aceste forțe din jurul Palatului Regal, însă, în uh, dimineața zilei de 23 august 1944, s-a aflat că mareșalul va pleca pe front și atunci aceste forțe au hotărât să acționeze este chemat mareșalul Antonescu la palat de către rege în 23 august 1944 undeva după amiază, cred că în jurul orei 17 și în acel moment se produce arestarea mareșalului Antonescu și a vicepreședintelui Consiliului de ministri Mihai Antonescu. Din acel moment 23 august 1944, România a întors armele împotriva Germaniei, este o proclamație pe care regele o citește la radio în care anunță că România se alătură Coaliției Națiunilor Unite. Așadar, o primă semnificație a zilei de 23 august 1944 este una de natură militară. În sensul că din acel moment, 23 august 1944, întreg sistemul german de apărare din această parte a Europei s-a prăbușit. Ziua de 23 august 1944 a devenit granița în timp între două momente istorice. Încheierea războiului și începutul sovietizării României din 1948 și până în 1989, ziua de 23 august a fost sărbătorită ca ziua națională a României. În ceea ce privește semnificația semnificația zilei de 23 august 1944 în plan intern. În primul rând, ziua de 23 august este strâns coroborată cu. Ideea de comunizare a României. Și, de altfel, după 1948 și până în 1989, 23 august a devenit Ziua Națională a României. An de an, pe 23 august, pe stadioanele din întreaga țară erau organizate manifestații grandioase cu parade militare și spectacole. Născuți la acești ani ai măreției, venim în luminoasele coloane la Marea Sărbătoare României! De-a lungul timpului, istoricii au avut păreri contrare în ceea ce privește actul de la 23 august 1944. Cei mai mulți dintre istorici spun că după 23 august 1944 asistăm la comunizarea rapidă a României. În opinia mea, 23 august 1944 a întârziat comunizarea României, pentru că regele Mihai a încercat din răsputeri să, să evite numirea unui guvern comunist la conducerea României. În perioada 23 august 1944, 6 martie 1945, își și au desfășurat activitatea ultimele guverne democrate, așadar a întârziat, a întârziat comunizarea României și nu a grăbit, de altfel, o recunosc că și reprezentanții PCR și Lucrețiu Pătrășcanu spunea într-o ședință a Consiliului de Ministri că uh, ne pare rău că n-am uh, n-am distrus imediat administrația după 23 august 1944 pentru că o puteam face. Așadar, în momentul 23 august 1944, după ce se instaurează primul guvern comunist la 6 martie 1945, condus de doctor Petru Groza, acest moment este confiscat de către comuniști. Ei spun că ei au fost principalii actori care au dus la acest moment, 20 august 1944, și anume la arestarea mareșalului Antonescu. Ei au avut un rol important și de aici, evident, confiscarea acestui moment. Indiferent de părerile personale ale diferiților istorici, un lucru este cert. Data de 23 august 1944 va rămâne una de referință în istoria țării noastre, dar și în istoria universală.